Salutare, fraților! Bine ați venit la un nou episod în cariera noastră de jucător la Rapid București. Astăzi avem ultimele două meciuri înaintea perioadei de transfer cu UTA și Petrolul. Știți deja cum stă treaba, suntem pe primul loc mai peste tot. Nu jucăm în primul tur al Conference pentru că am terminat pe locul întâi. Și până atunci, hai să-i dăm bătaie la meciul cu UTA. Jucăm în deplasare la Arad. Totul ok. Ce frumos arată stadionul ăsta. Începem din prima cu o greșeală. Milošević, Kašini. Morais restabilește posesia. Pasăm bine aici pentru Emers. Emers pasează la Ioniță și cerem o pasă în față de la Ioniță, da? Ce pretenții să avem de la Ioniță? Benzar. Uite că nu știam că stai la UTA. Paul Anton, Kašini acum, Kašini pasează în bandă pentru Pop, Pop urcă înapoi la Kašini și Kašini încearcă o centrare, Grigore greșește și celălalt Grigore, tot Grigore îl chema și pe ăla, mă. Pasăm acum pentru Ioniță, că noi putem să pasăm, nu de alta, nu că zic, dar vreau să spun. Întoarce mingea, pasăm în centru la Emers, Emers pasează pentru Ioniță și Ioniță înscrie. Facem o fază incredibilă, Emers cu o pasă de geniu și Ioniță bagă mingea nației. Foarte bine jucat. Încercăm acolo o alunecare în fața lui Kašini, Ubin pentru Milošević. Milošević pasează înapoi pentru Kašini, dar nu reușește să ajungă mingea la el. Aici pasăm pentru Ioniță. Ioniță pasează bine și suntem în offside din nou. Mă, dar el nu vede, mă, nu vede, mă, că plec acolo. Nu dă și el o pasă, de Doamne ajută. Junior Moraes deposedează bine acolo pe Pop. Benzar bate out, pasează la Pop. Pop din nou pentru Benzar, Benzar urcă. Înapoi pentru Pop, Benzar, Benzar intră în, Pop intră în careu și șutează Pop, apără Moldovan. Cercăm acolo o pasă, dar mingea ajunge doar la Kašini, dar restabilim posesia. A încercat bine Emers, dar a fost un pic mai rapidă mingea decât mine. Iacob acolo încearcă să scape de balon, dar îl lovește pe Pop. Aole, iar am început cu d-astea. Pune acum, pasează bine la Săpunaru. Și pauză, 1-0 la pauză. O fază de gol incredibilă. O pasă cu călcâiul. Micul Emers.
Milošević. Erico acolo, pasează pentru Cașini. Cașini pentru Ubin, Ubin greșește. Ca și al nostru jucător de altfel. Săpunaru, Cait pasează bine. Intrăm în careu, șutăm la colțul lung și gol! 2 la 0, minutul 51. Un șut bun la vincul, cred, și înscriem. Aproape vincul. Ce frumos intră mingea. Cașini pasează la Ubin, Ubin greșește. Încearcă Sefer acolo o pasă, dar n-a fost cea mai reușită. Ar trebui să-l bage mai des pe Bangoe, locul lui Sefer. Ca să ne ajute Sefer un pic și la creație. Aoleu. Kindriș încearcă să paseze, Iacob interceptează și Sefer acum în sfârșit cu o pasă bună. Întoarcem un adversar, intrăm în centru, șutăm din marginea careului și pe lângă poartă. Pe lângă poartă. Iese Kindriș și intră Postolachi. Emers are bine la cap, mingea ajunge la Paul Anton. Anton cu o pasă la Pop. O pentru Postolachi în centru, Postolachi îl lansează bine pe Ubing, Ubing șutează și înscrie. Înscrie Ubing în minutul 68. O fază frumoasă a celor de la UTA. Pasăm bine aici pentru Sefer. Dar Sefer degeaba-i cer pasă, că el nu știe să dea. El știe doar să piardă mingea. Băi, ce mă enervează, mă, copilașul ăsta. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Bă, mă enervează cumplit, n-am văzut așa ceva. Săpunaru deposedat acolo de Paul Anton. Milošević. Iacob. Emers acum încearcă o pasă pentru Sefer. Pentru Sefer, că Sefer e acolo. Ce vorbești, nu? Aoleu, ce am făcut. Asta da, greșeala mea. Pasăm aici bine pentru Ioniță. Ioniță pasează bine în bandă. Nu știu ce ne-a vrut să centreze, dar nu înțeleg de ce a centrat pe jos. E ok. Mă rog, a încercat. Dar ce să poți reuși? Uhu! Era să fim egalați așa la ultima fază. Dacă am scăpat bine la aia, eu ce să bate aia acolo în careu. N-am scăpat. 2 la 2. Minutul 94. E ok. Ce să mai băieți? Ne egalează Cașini în ultimul minut. Nemaipomenit. Da, nu mă așteptam la chestia asta după 2-0 să fim egalați, dar e ok. Na. Mingea e rotundă, băieții știe fotbal. Asta e situația. Asta e situația.
Ofertă de transfer de la Braga. O trecem pe linie moartă că nu mă interesează. Și mare meci mare cu Petrolul. Bă, dar sunt obosit, nevoie mare. Bă, ia. Jucăm pe Giulești cu Petrolul. Începe meciul. Sper să n-avem ghinion ca meciul trecut. Deposedat un pic așa mai tăricel. Morales și 1-0 pentru Petrolul în minutul 6. Băi, băiatule! Nemaipomenit! Hai că batem dacă e. Dacă noi batem pe Petrolul de... Nicule! Du-te la o parte, mă! Dă-te, mă, la o parte, mă, că joc eu aici, mă! Mamă, ce rău mi-a venit mingea în picior acolo. Bagă și Ioniță repede. Te posedează-vă tu dacă tot te bagi. Harnicule. Șut bun de la distanță cu stângul. Nu mă așteptam. Ce frumos a auzit. Grozav. Grozav e grozav. Felix. Pasăm acolo pentru Sefer, Sefer. Nu se joacă iar nimic meciul ăsta. Pasăm acolo bine la Sefer. Ai de capul meu și de zilele noastre. Grozav, cel grozav pasează bine pentru Morales. Morales intră în centru. Morales, aoleu, ce emoție am avut. Ce emoție am avut. Ajungem cu succes la balon, pasăm bine la Sefer, el pierde mingea 100%. Hai că n-a pierdut-o, pasează bine pentru Belu Iordache. Da, Belu Iordache a avut... S-a vorbit dinainte cu Sefer, bă, dacă nu o pierzi tu, o pierd eu. Morales la balon. Pierde și el mingea. Asta e bine. E ce trebuie. Driblăm bine acolo. Centrăm pentru Ongen, da. N-a fost cea mai bună centrare posibilă. Și Petrolul are 1-0 la pauză. Hai că s-ar putea să avem două rezultate nu tocmai bune. Hai, că dacă e băieții știe fotbal. Morales. Pasă la grozav, cel grozav, grozav pentru Jair. Dați-vă, mă, la o parte, că mă încurcați. Mă încurcați mai mult. Centrăm acolo, dar n-ajunge nimeni foarte bine la balon. N-a fost o centrare nemaipomenită, dar acum un șut de la distanță.
în brațele lui Leiner. Ticul, Constantin Ticu Mic de la Londra. Săpunarul încearcă o pasă în adâncime, dar n-am fost eu prea înalt acolo. Pasă bună, ne deposedează Diomande, grozav. Bă, măcar să egalăm în gura măsii. Pasează bine acolo, dar n-ajunge al meu Cabradu, e prea mor de foame și lent și obosit și ce vrei tu. Aia că mi-a căzut și mingea în cap, dacă e. Șut din marginea careului, scoatem măcar un aut. Suntem aproape acolo. Futuți Onghendau lui Onghendau, care a lăsat Onghenda pe pământul ăsta. Onghenda, dacă m-a schimbat, te fărâm, dau cu tine de toți pereții. Intră și Dugan, zici. Bun, bun. Avem cu cine juca acum. Dugan, zici, deja pasează bine, Dugan, zici. Pasăm acum pentru Dugan, zici. Dugan, zici, încearcă o pasă bună, dar n-am ajuns eu bine la ea. Jair pleacă pe contraatac. Borta. Prinde mingea și ajunge la portar. Mamă, de fiecare dată când am cut o fază de asta, mi-aduc aminte că s-a băgat Ionit în fața mea ca tântălău. Și cui vrei, bă, să pasezi? Panaram. Lui mama, cui vrei să pasezi? Bă, ce mă enervează, mă, antrenorul ăsta. Hai, Duganziciule! Centrăm în careu, dar nu se mai întâmplă nimic. Nu se mai întâmplă nimic. Meci dezastruos, Ioniță să bagă ca OB1, ea singura șansă de a înscrie. Și cam asta a fost. Pierdem 1-0 la Ploiești, la București cu Petrolul Ploiești. O fază tot meciu și la golul lui băiatul ăla în minutul 6. Și am ajuns rezervă, incredibil. N-am făcut nimic meciul ăsta, adevărul ăsta e. Transfer offer de la Fenerbahce. Nu ne interesează. Avem un antrenament. Hai să-l facem și să mergem mai departe. Hai să vedem aici la activități. Dacă avem și noi ceva de cumpărat, o chestie, o cutare. Facem asta odată. O facem și pe asta. Așa. Vine Moș Crăciunel. Cadouri de Crăciun pentru toată lumea. Cumpărăm. Asta e făcut. Citim și o carte, că na. Mai citim o carte, că nouă ne place să citim. Așa, bun. Și acum hai să facem câteva cumpărături.
care să ne ajute și pe noi un pic. Hai să luăm pasta, că ne dă balanced și boost de 5% la antrenament. Așa. Ce mai avem pe aici? Iar mă freacă mouse-ul ăsta. Hai să o facem și pasta, că ne dă aggression. Da, și mai nimic care să mă mai intereseze pe aici. Da, nu mă interesează restul. Hai să-i dăm un pic advanced. Oprim aici ca să facem antrenamentul. Mai dăm advanced o zi. Transfer offer de la Benfica. Nici asta nu ne interesează. Păi, AC Milan, tu auzi? Eu dau urechi pe ăștia de la AC Milan când ajunge acolo dacă nu face frumos oferta de transfer aici la băiatul. Oferta de transfer de la PSV. Nu ne interesează. Singura ofertă care pe noi ne interesează e AC Milan pentru moment. Dacă nu-mi face oferta AC Milan, nu plec. Dacă chiar nu-mi face 2-3 sezoane, mergem și în altă parte. N-avem ce să facem. Asta e situația. Ofertă de la Real Betis. Nici asta nu mă interesează. Mai facem un antrenament și creștem un nivel incredibil. Asta îmi place. Hai să mai facem o nebunie aici și așa. Și aici direct luăm porcul ăsta. Și mai avem una pe care ne luăm crossing. Nu creștem în overall, dar e ok. O să urmeze meciul cu FC Argeș, dar o să-l jucăm în episodul următor. Bă, dar nu vine o ofertă de transfer, bă, de la AC Milan, bă, aia. Sevilla. Nici Sevilla nu mă interesează. Mai facem un antrenament. E treabă. Și ajungem la meciul cu FC Argeș. Bun. Dragilor, cam astea au fost tot ce trebuia făcut azi. Suntem la sfârșit de ianuarie, avem meci cu FC Argeș în episodul următor. Ne apropiem cu pași repezi de finalul sezonului regulat. Mai avem cam 4-5 episoade până acolo. Dar totodată stăm bine. Suntem pe primul loc aici. Va urma și meciuri la Naționalul, mai mult ca sigur. Hai, dacă toți suntem aici, să ne uităm.
în martie avem cu Țara Galilor la București pe 22 și pe 26 avem în Norvegia cu Norvegia. Dacă am bătut acolo, suntem boși. După care mai avem doar un meci cu Belgia. Doar 4 puncte, zic eu, dacă am mai câștigat, suntem ca și calificați. Doamne ajută, stăm bine. Dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și să fiți cu minte, nu cu minți. Pa!